transportatorii rutieri de mărfuri au oprit astăzi activitatea și nu au mai trimis mașini în curse, iar autocamioanele care au fost pe trasee s-au dus în parcări, a anunțat Confederația Națională Rutieră. Este absolut firească și normală, având în vedere lipsa de dialog și nerespectarea angajamentelor Ministerului Transporturilor. Nu există altă variantă de a atrage atenția pe acest sector de activitate economică există. Și are probleme specifice care trebuie rezolvate, mai ales atunci când ministerul și le asumă. Transportatorii susțin că autoritățile nu își respectă angajamentele. Aceștia reclamă totodată măsura anunțată de guvern de scumpire a carburanților, odată prin creșterea accizei, dar și prin noua taxă de 7 eurocenți plus TVA introdusă în prețul carburanților. În contextul acestui protest, există riscul ca magazinele să nu se mai aprovizioneze cu marfă, iar transportatorii spun că depinde numai de guvern să nu dureze mult timp. Depinde foarte mult de ceea ce vor face reprezentanții guvernului. Dacă ei înțeleg să își asume promisiunile angajate, cu siguranță consecințele vor fi mai puțin, vor afecta mai puțin consumatorii care caută produsele în magazinul zilele următoare. Depinde foarte mult de ceea ce se va întâmpla astăzi. Dacă în alte județe din țară au existat probleme, în județul Giurgiu traficul nu a fost afectat de greva transportatorilor. Întrucât la nivelul țării este înregistrat un protest al transportatorilor, polițiștii serviciului rutier, sub coordonarea adjunctului pe această linie și a șefului serviciului rutier, s-au deplasat pe raza municipiului Giurgiu, în punctele cheie, în zona Vămii din municipiul Giurgiu, pentru a verifica dacă și la nivelul județului Giurgiu sunt înregistrate proteste. Niciun drum de pe raza județului Giurgiu nu a fost blocat de autocamioane care să se oprească în trafic ori să circule în coloană cu viteză redusă, așa cum anunțaseră organizatorii grevei că se va proceda.